Liviu Dragnea scrie discursul, Liviu Dragnea îi spune ce să facă, Liviu Dragnea îi spune cum să umble, unde să-și pună broșa, cum să-și facă părul, cum să vorbească. Să poate și fără Liviuț. Până la urmă să faceți politică, eu cred categoric, că... Partidul știa care e adevărul? Da. A plăcut școala? Da. Ați chiulit de la școală? Da, să știți că am mai plecat și eu. Erau plecat toată clasa, la voastră m-am născut la Bruxelles. Corect. Eu cred că funcția politică nu trebuie să te schimbe. Bă, că vorbim de Iohannis, că vorbim de Ciolacu, că vorbim de Tăncin. Ei sunt reprezentanții noștri acolo. Exact. Și toată lumea a tăbărât pe dumneavoastră. A încercat să vă pună într-o lumină care să nu fie foarte bună. Presa. Dar ați făcut multe greșeli. Și nu în engleză, în limba română ați făcut multe greșeli. Data viitoare, toate cele bune. La revedere, domnule, vedeți că și eu greșesc. Suntem supuși greșelii. Toate cele bune.